românească. Am subliniat totodată că antisemitismul și xenofobia riscă să se instaleze în mod, în ghilimele, natural, într-o atmosferă a lipsei de securitate. Evoluțiile din spațiul european din ultima vreme scot la suprafață, din păcate, derapaje xenofobe și derapaje rasiste. De aceea, cred că aceste lucruri trebuie să mobilizeze factorii de decizie și cetățenii să creeze un nou impuls, în special în domeniul educației, pentru și despre valorile democratice.